Echipa națională de fotbal a României a câștigat toate meciurile și are șanse să câștige trofeul final. Și nu este păcăleală sau ironie, ci adevărul. Dacă vorbim despre campionatul de fotbal amator pe națiuni, care se desfășoară în această perioadă în Irlanda de Nord. La 3000 de kilometri de țară, o mână de români au făcut echipă și cu seriozitate, antrenamente și dăruire înving trupe puternice ca cele ale Portugaliei, Poloniei, Nigeriei sau Irlandei. Toți sunt amatori. Fiecare are serviciu de luni până vineri, de dimineață până seara. Ovidiu este capitanul echipei de fotbal amatori a României. Lucrează pe un șantier chiar în centrul Belfastului și a jucat fotbal profesionist în România. Muncesc în construcții, în clădirea din spate, dacă o vedeți, punem sticla în jur. Ce înseamnă că pui sticla? Adică noi o montăm. Am mai jucat în România. La o echipă profesionistă. Da, se numește Rapid. Liga 4. Începând de azi, meciurile sunt decisive. Orice înfrângere înseamnă eliminarea din turneul națiunilor. Este un meci greu, pentru că echipa locală, care reprezintă Irlanda, este cotată ca una dintre favorite. Ne-am adunat așa, ca de pe Copacabana, ca și Danemarca, până în 90, când au luat de rea. Avem loc și noi, Copa, să vedem. Mai sunt echipe frumoase aici, în turneul, nu e așa. Nu e în Portugalia, Ghana, echipe frumoase, Limestone, echipă locală. Poate, poate. Familiile vin și ele la meci. Ca suporteri, cu mic, cu mare, vor victoria taților, fraților sau copiilor lor. Meciul a fost dominat în prima parte de irlandezi. În minutul 10 conduceau cu 2-0. Însă, prin schimbări bine gândite, echipa României a întors rezultatul. La final, ai noștri au câștigat. Echipa României are suflet mare și are și valoare, cum se zice, a bătut cu 5-2 astăzi. Asta înseamnă că se califică mai departe și își bătătorește drumul spre finală și spre câștigarea campionatului. A fost foarte greu în prima repriză cu vântul împotriva noastră. În rest, cred că băieții s-au mișcat bine, am făcut meci bun. Drumul spre finală este dificil, pentru că echipele rămase sunt foarte bune, dar sunt mari șanse ca românii să ia trofeul. Însă, chiar și dacă nu se va întâmpla asta, rămâne ideea unei participări frumoase a unei comunități de români de undeva de foarte departe de țară. Au făcut un efort oamenii să vină la echipă și au luat libere, și-au adus familia cu ei, au dormit 2-3 ore, s-au adus unii pe alții, s-au strâns în mașini. Și în felul ăsta e o chestie minunată ce s-a întâmplat, că am reușit să aducem comunitatea împreună. Chiar dacă părea greu de adunat 11 jucători amatori, au fost la un moment dat chiar și 40 de înscriși. Însă, în timp, echipa României s-a închegat și a devenit o forță, nu fără sacrificii și efort. Jucătorii au două antrenamente și cel puțin un meci pe săptămână. Invers, schimbă direcția. Hai România! Hai România!